Și noi mulțumim. În continuare, schimbăm un pic graficul anunțat. Îl rog să ni se alăture pe domnul avocat Florentin Țuca, căruia mulțumim pentru participare, pentru că e alături de noi și mă declar foarte mulțumit că ne-a onorat cu prezența domniei sale. Are un subiect, zic eu, foarte interesant și totodată provocator. Este vorba de dreptul penal sub privirea civilistului. Abia aștept să vă ascult. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru introducere și vă mulțumesc pentru invitație și vă urez dumneavoastră și asociațiilor dumneavoastră la mulți ani și succese pe viitor. Să fie într-un ceas bun. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru găzduire. Promit solemn să mă încadrez în cele 10 minute. Nu vreau să acaparez microfonul prea mult. Pentru că sunt avocat, m-aș adresa dumneavoastră ca unei instanțe de judecată în apărarea dreptului și în contestarea ofensivei dreptului penal pe care dumneavoastră, cei mai mulți dintre dumneavoastră, îl reprezentați. Iubesc dreptul și iubesc dreptul penal, dar găsesc că dreptul penal, în ultima vreme, este prea agresiv. Și ridic în fața dumneavoastră, în o altă instanță, o excepție, numiți-o cum doriți, domnul avocat Neagu, vorbea despre excepția din Neauri, formulați-o dumneavoastră. Sau o formulez eu, că sunt avocat și trebuie să-mi duc pledoaria până la capăt, să o numesc o excepție a unei excesive agresivități. Jalba împroțap cu care mă adresez dumneavoastră în această seară, tocmai asta este. Vă invit să reflectați asupra ofensivei dreptului penal, plecând de la o constatare, eram tot la universul juridic, Nic, cred, când domnul fost judecător al Curții Constituționale deplângea faptul că la ora actuală noi suntem în prezența a nu știu câte mii de infracțiuni în legislația penală. Și cred, plecând de la această constatare, cred că da, dreptul penal este într-o vizibilă ofensivă. La o conferință anterioară la care am participat, organizată de Universul Juridic, am auzit în repetate rânduri că, statistic vorbind, în România 93% sau 94% din cauze sunt cauze civile și comerciale și doar 7-8% sunt cauze penale. Prima premisă. A doua, o butadă a unui reputat profesor, îmi pare rău, îmi cer mii de scuze, nu știu cine, nu mi-aduc aminte cine, cred că e Ionașcu, zicea, diferența între civil și penal este diferența între Herăstrău și Cismigiu. Eliescu a spus. Eliescu, mulțumesc. Mihail Eliescu, da. Mulțumesc. Da, în Herăstrău intri și te pierzi, în dreptul civil intri și te pierzi în hățișul frumos al și pe foarte multe alei. În dreptul penal e mai simplu. Ai intrat în Cismigiu și după 3 minute te-ai trezit în fața ieșirii. Asta ar fi a doua premisă. O a treia premisă este că toată arhitectura sistemului juridic este, trebuie să o recunoașteți, centrată pe ideea de drepturi și libertăți și nu pe limitarea lor. Într-o a patra premisă, cred că trebuie să admiteți cu toții, e mai celebră butada, fondatoare de drept ea însăși, liberté, égalité, fraternité, decât butada de nea să vină să vă ia. Ei bine, în ciuda tuturor acestor premise, noi suntem în fața unei rocade. Dreptul penal a ajuns să fie un simbol al dreptului actual. Și îndrăznesc să spun că, din păcate, dreptul penal actual este principalul instrument utilizat
de un stat care devine tot mai puternic și tot mai aproape de Big Brother, un instrument pentru instaurarea unui regim tot mai autocrat, un instrument care facilitează operațiunea de înlocuire a statului de drept cu statul de medicină, un instrument care asigură sau facilitează permanentizarea stărilor de alertă, de urgență și a dreptului marțial, un instrument prin care se ajunge la tot mai vizibilă limitare și sufocare a drepturilor și libertăților garantate și consacrate de Constituție, un instrument datorită căruia distincția dintre nereguli și infracțiuni, cea evocată de domnul coleg, devine tot mai cețoasă și infracțiunile sau sfera infracțiunilor ajunge să trimită la colț sfera inofensivelor neregularități. Un instrument prin intermediul căruia se ajunge la un exces de legiferare și la o supra-infracționalizare, cum spunea domnul profesor Hotka, un instrument care facilitează instaurarea unui regim în care răspunderea penală ajunge regina tuturor formelor de răspundere, mult mai încoronată și mult mai aclamată și mult mai celebrată decât suratele sale de la țară. Răspunderea civilă, răspunderea delictuală, răspunderea contravențională sau deontologică. Și, în ultimă instanță, inventarul evident nu este exhaustiv, dreptul penal ne oferă și nefericita probă că valori fundamentale, considerate ca atare până ieri, au fost în ultima vreme foarte ușor trimise în derâdere, atacate sau chiar terfelite, și am în vedere aici dreptul la liberă expresie, dreptul la intimitate și, nu în ultimul rând, dreptul la apărare și principiul constituțional al prezumției de nevinovăție. Când zic asta, am în vedere, și o spun cu durere, cazul foarte mediatizat al colegului nostru, Robert Roșu, care a trecut printr-un proces foarte chinuitor în care a fost învins, cel puțin până în acest moment, de un sistem care a folosit dreptul penal într-o suprimarea expresiei lui ca avocat și care l-a trimis, cel puțin pentru moment, în stare de detenție. Da, este un caz asupra căruia nu mă opresc decât două minute și mă bucur foarte mult că a sensibilizat atenția opiniei publice, a atras solidaritatea confraților avocați și a ajuns să fie dezbătut ca fiind un caz școală din care comunitatea juridică are foarte mult de învățat și din care comunitatea avocaților de drept penal poate trage o numeroasă învățăminte. Onorată instanță, vă rog să admiteți această excepție și să transmiteți dreptului penal că ar trebui să coboare cel puțin o viteză. Mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim foarte mult. Într-adevăr, așa cum spuneam și eu la începutul acestei părți, în care am derulat câteva teme
să zicem, legate de domeniu sau chiar din miezul domeniului dreptului penal al afacerilor. Eu vă pot spune că am fost întotdeauna un artizan al neimplicării dreptului penal în domeniul afacerilor, decât atunci când este absolut necesar. Așa cum spuneau romanii, ultima ratio. Cât timp există instrumente în celelalte ramuri de drept, ele trebuie folosite și numai când nu avem alte mijloace, atunci să se apeleze la dreptul penal, sub a doua condiție, să fie proporțională intervenția dreptului penal cu efectele pretinselor fapte care se produc în societate. Aș mai spune un lucru, că trebuie să avem curaj să fim mai activi în a face propuneri și a ne bate pentru propuneri, cu argumente evident, în calitățile noastre de juriști, dar mai ales ca avocați. În cauza Maurice contra Franței, la nivel european s-a statuat, zic eu, o jurisprudență care poate fi considerată o bornă pentru avocatură, că avocatul este mai mult decât un simplu cetățean când este vorba de libertatea de exprimare. Noi ne-am mulțumit să lăsăm totul pe umerii oamenilor politici, al propunerilor venite de la alte instituții, autorități publice, instituții publice și așa mai departe, și tot felul de inițiatori în domeniul legislativ. Pentru că noi nu avem inițiativă legislativă, ne-am mulțumit să privim de pe margine. Nu trebuie să facem acest lucru. Cred că avocații, prin rolul lor social, cum spune instanța europeană, sunt chemați să emită puncte de vedere, să le susțină și să o facă și public, pentru că este aproape ca o putere atribuită presei. Nu este chiar la același nivel, dar în momentul în care avocații consideră că există probleme de sistem, au tot dreptul să ia atitudine, să spună puncte de vedere, să stărie pentru realizarea lor. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu este o autentică putere, avocatul are și el un rol foarte important. Cum presa este câinele de pază al democrației, eu cred că avocatul sau avocatura este câinele de pază al justiției. Mulțumesc încă o dată și salutări lui Robert. Vă mulțumesc foarte mult. Cu îngădința dumneavoastră, doar 30 de secunde pentru încă două subiecte. Unu, prima oară în calitatea mea de jurist am fost sensibilizat de o hotărâre penală când, în urmă cu mulți ani, am văzut un dosar și am văzut o hotărâre care spunea aproape textual: nu există probe directe, dar inculpatul nu se poate să nu fi știut, să nu fi fost la curent. Această afirmație, conținută într-o hotărâre judecătorească, pe mine m-a lovit în moalele capului. Asta e prima constatare. A doua, sunt absolut de acord cu dumneavoastră că dreptul penal contemporan este în această ofensivă și este un amestec evident al dreptului penal în teritorii care nu-i aparțin, iar cazul Roșu este și din această perspectivă un exemplu de școală, pentru că în cazul Roșu ancheta penală și judecata penală a vizat nu pretinse fapte penale puse în seama lui Roșu, ci a vizat erori de raționament ale avocatului Roșu. Roșu a fost acuzat pentru că a greșit ca avocat, pentru că el ca avocat trebuia să-și dea seama că legea era proastă, că hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă fusese pronunțată în contra legii, că
cu tare X, n-are importanță numele, nu avea drepturi de moștenitor, că raționamentele care trebuiau dezvoltate trebuia să fie amplasate într-un alt silogism decât cel utilizat de Roșu și așa mai departe. Ceea ce s-a sancționat prin intervenția penalului în acel caz a fost un delict de opinie profesională. Am închis. Mulțumesc. Mulțumim. Continuăm. Este rândul doamnei profesor și avocat Mirela Gorunescu, care și-a ales un subiect aproape inedit, dar foarte important din perspectivă practică. Despre obiectul mitei, ce foloase intră în conținutul acesteia? Bună seara, stimați colegi, bună seara, stimați prieteni.